Armata Salvării Ploiești adună și anul acesta rechizite copiilor aflați în nevoie. Acum câțiva ani, prin inițiativa Armatei Salvării România, s-a început colectarea de fonduri pentru achiziționarea de material școlar, cum vă spuneam, și de ghiozdane, care, bineînțeles, că s-a implementat în fiecare centru al Armatei Salvării din țară, printre care și noi. În primul rând sunt caiete, creioane, carioci, stilou, penare, și diverse în funcție de copiii care sunt clasele ori 1-4, ori mai mari, le punem caiete dictando, matematică, geografie, istorie, cam ce ar avea nevoie copilașii. Armata Salvării Ploiești le oferă micuților și un program de after school. Acest after school funcționează de luni până vineri, este gratuit pentru copiii din păturile defavorizate și constă în a veni aici, copilașii deci vin, servesc o masă caldă și după aceea trec la efectuarea temelor școlare obligatorii, matematică, română, avem și lecții de engleză și diverse teme de dezvoltare personală și de prindere de viață independentă. Facem și niște jocuri cu ei. Se uită și la niște filme educative, niște seminarii, de exemplu despre combaterea bullying-ului, rezolvarea conflictelor, tot felul de astfel de teme care sunt de actualitate. Cei care doresc să doneze îi pot contacta pe cei de la Armata Salvării accesând site-ul lor oficial.